Arsenal Malu este câștigătoarea Cupei României, faza județeană, după ce a învins cu 4-1 în finala disputată împotriva formației de Liga 5-a, ASE Vitorul Puieni. Partida s-a disputat miercuri pe stadionul Dunărea din Port, în fața câtorva sute de spectatori și a fost la dispoziția jucătorilor din Malu. Deși formația din Puieni era considerată revelația cupei pentru parcursul său surprinzător, mălurenii s-au impus și au marcat încă din primele minute, apoi au mai făcut-o de 3 ori, cei din Puieni înscrin și ei dintr-un șut frumos. Pentru formația din Malu au marcat Alin Damian, Alex Jelescu, Mihai Danciu și Silviu Radu. Și după 90 de minute de fotbal frumos, tunarii au confirmat că merită cupa. Un meci frumos, felicitări adversarilor noștri de astăzi pentru parcursul lor care l-au avut în Cupa României. Ce să spun, echipa mai bună a fost noi astăzi. Aflat la primul meci din cariera sa, tânărul Adrian Tudorache s-a bucurat alături de colegii săi pentru câștigarea cupei. Spune-ne ce simți în momentul ăsta. Emoții, fericire, cum trebuie să simți mereu când câștigi o cupă. Ai cuiva, identici cuiva acest trofeu? Familiei mele, dacă astea s-o emoții. Am văzut că la Arsenal Malu în ultima vreme se promovează jucătorii tineri. E un lucru bun ăsta? Da, este un lucru foarte bun, că juniorii își mai dezvoltă experiență. În primul rând, felicitări. Ați avut emoții? Cum a fost? Da, bineînțeles. La fiecare meci sunt emoții, fiecare meci le așteptăm cu încrâncenare, fiecare meci e greu în felul lui, mai ales o finală de cupă. E a doua cupă pe care o ducem la Malu și ne bucurăm foarte mult pentru asta. Care a fost cel mai greu moment al meciului? Nu știu, au fost mai multe momente grele ale meciului, au fost multe ratări, foarte multe ratări. Acest lucru ne îngrijorează pentru play-off. A fost un meci pe un teren relativ greu, destul de tare, dar ne-am impus superioritatea valorică și cred că scorul de 4-1 este pe drept meritat de noi. Bucurie și pentru jucătorii din Puieni care, deși aflați într-o ligă inferioară față de Arsenal Malu și cu un lot mai puțin experimentat, au luptat în fiecare partidă și pas cu pas au ajuns în finală. Felicitări pentru că ați ajuns în finală. Cum a fost meciul? Mulțumesc în primul rând. Destul de greu, ce pot să spun. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu pretenții mari. Noi nu prea avem pretenții, dar suntem bucuroși că am ajuns în finală. Asta e cel mai important pentru noi. În rest, ce pot să spun? E o fericire maximă pentru noi că am ajuns aici. Chiar mai mult nu cred că puteam să facem, dar am încercat să facem un fotbal bun. Cu nervi, cu asta e. Cum o să sărbătoriți în seara asta? Cu bere, cu șampane, cu cum se cuvine, cum se zice, cum se convine. În rest, e ce pot să spun. Cu privire la sezonul care urmează, ce așteptări aveți? Nu se știe încă, sperăm să terminăm cât mai sus în clasament, cine știe, poate încă o semifinală, o finală din nou aici, în cupă, dar nu se știe, totul mai este până atunci.